să mănânci și să slăbească. Da. Cu a doilea, slavă Domnului, eram adecvată. Da, eu mă simt rău, dar pe mine mă doare unghia, da. Nu, eu vreau epidurală. Cel se aprinde foarte repede, dar stinge foarte repede. Ceva e în regulă dacă asta nu s-a întâmplat. Poate la mine până la vreo 3-4 luni, mai trebuie peste tot îmbrăcat pe dos. Să știi că eu văd un pericol destul de mare în asta. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Ella no le va nunca a tumba. De când poate ne-am venit, poate noi discutăm și pe urmă reluăm după cum montează ei. Eu niciodată nu știu când propriu-zis începe emisiunea. Recunosc, nu cunosc multe despre dumneavoastră, dar dat fiind faptul că aveți o companie destul de mare, chiar sunt curioasă cum reușește o mamă să le facă pe toate. Îmi deschid și întrebările. Dacă ai și mapă, dacă nu, atunci fără. Reușește mama când... Nu, asta la cameră, asta acum nu în oficial pot să... Că încă n-am început. Okay. Încă nu s-o dat reca, nu stres. Dragi mamacitas, astăzi am o invitată specială. De ce specială vă spun? Pentru că este o mamă dedicată, dar și un profesionist desăvârșit. Veronica Storoj, da? Corect. Eu i-am spus ei la început, înainte de a se porni camera, zic, nu cunosc foarte multe, pentru că nu de fiecare dată cunosc toate invitatele, dar sunt foarte curioasă să te descoper, să înțeleg cum reușești tu jobul, care e dita mai job. Înțelegi? Este. Da, pentru că e o companie mare în care trebuie să manageriezi atâția oameni și plus la toate ai doi copii minunați. Iată, și ți-am pus practic și întrebarea. Cum te descurci în toată avalanșa asta? Repede. Repede acolo, repede cu copii. Suntem cumva, avem un grafic destul de încărcat, dar totuși facem maximum ca să reușim și la serviciu, pentru că noi suntem cu soțul împreună, apropo, la serviciu. Dar să reușim și cu copiii. Evident că eu am un grafic mai leger. Deci eu ajung mai târziu la fabrică și ies mai devreme pentru a reuși. Pentru că noi locuim la Buiucani, iar fabrica este la Sângeră. Oh. De asta, practic, da, undeva o oră jumătate este în trafic. Și copiii sunt obișnuiți sau merg și ei uneori la job cu voi? Nu știu. Ei adoră să meargă cu noi, pentru că acolo e fabrică, acolo e foarte interesant. Băiețelul iubește tot ceea ce ține de lemn, el chiar singur a început deja să sculpteze ceva acolo. Iar fetița îi place foarte mult că este alentată acolo de toți. Da, am înțeles. Este micuță și toți ia în brațe și se joacă cu ea și ea abia așteaptă să meargă la fabrică. Iată și acum îmi zicea că vrea foarte mult la lucru cu mine. Noi cumva am început foarte repede așa și de la muncă și job, dar hai, descrie-te tu cum te vezi tu dintr-o parte sau, iată, fă-ți o prezentare ca mamele să te descopere pe tine. Sunt antreprenoare, dar în primul rând sunt mamă. Deci dacă ar fi, iată, să comparăm aceste două roluri, al meu de suflet este de mamă. Nici de cum carieristă în primul rând. Sunt mama cu umor, mama mai mult așa, prietenă a copiilor, dar în multe momente sunt destul de severă. Deci avem niște reguli foarte, foarte bine stabilite, niște limite foarte clare pe care copiii nici nu încearcă măcar să le întreacă, pentru că știu că deja mama prietenă, mama care râde, o să fie mama severă, mama care cear. Deci tu, voi cu soțul, pentru că... Asta se pune de comun acord. Voi sunteți părinți sau sunteți prieteni mai mult? Suntem părinți-prieteni. Nici nu știu cum să-ți explic asta, pentru că nu sunt doar părintele care, nu știu, sau doar ceartă, sau doar protejează excesiv de mult și nu permite copilului să experimenteze, să cunoască singur lumea. Dar nu sunt nici prietena care, știu, totul se poate și hai, vină la mama că rezolvăm absolut tot. Nu. Deci este cumva echilibrat. Deci ai doi copii, ca să înțelegem. Da, sunt doi copii, este un băiețel și o fetiță. Băiețelul de 9 ani. 9 ani. Nu, aproape 10 ani și fetița de aproape 4 ani.
Dacă oamenii nasc mai devreme, o leacă, nu tăți nasc o lesă odată cu tine, știi? Tăți începe de la era în care tu devii mamă, știi, cumva asociezi. Eu am aici câteva întrebări pregătite, ele sunt blitz, așa. Să vedem cum te descurci, astea sunt întrebări. Eu așa aș transfer rubrica, întrebări, marca. A, eu am și cameră, da? Eu trebuie să iau. Eu n-am văzut-o după lumină. Multe, eu nici nu știu care să mă uit. Între ce aia e? Doamne, dacă atâția ochi să uit de la noi. Eu am văzut-o numai pe aia. E că unde este atenția mea de actriță și prezentatoare? Zero. Această rubrică este marca Iulia. Hai, Iulia. Nu fi orea. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Blițurile. Deci, eu încep, tu termini. Ok. Ocupația ta de bază, pe lângă cea de mamă, este? Antreprenoare sau business lady, așa cum se zice. Manager. Manager. Încă. Top. Top manager. Da. Super manager. Mega manager. În timpul liber, îți place să? Îmi place să-l petrec cu familia. Nu vreau să-l irosesc pe altceva. Mergem împreună la sport, la plimbare, la cafenea, la bunei. Ne place să mâncăm gustos, dar suntem mereu împreună. Vreau și eu să mănânc gustos, mai ales uneori. Eu mereu. Asta cum spunea Maia Plisețcă, într-o frază foarte, foarte faină, zice că femeile au mereu două dorințe. Să mănânci și să slăbească. Da. Deci ele sunt mereu pe aceeași linii. Deci nu să slăbească și să mănânce. Cum ai aflat? Și? Gata, am înțeles. Ai uitat să pui acolo în loc de că, ai pus să. Cum ai aflat că urmează să fii mamă? Hai încă o dată, Olesia, pune această întrebare. Cum ai aflat că urmează să fii mamă? De fapt, noi planificam, era o sarcină planificată, așteptam destul de mult acest moment, dar însă și-am aflat de la soțul meu că urmează să fiu mamă. Prima dată aud? Da. Că de la... A fost invers. Pentru că noi planificam, noi am mers, de fapt chiar și ne-am luat o lună de concedii, am mers ambii într-o țară mai caldă, unde de obicei se zice că dacă schimbi clima, dacă schimbi anturajul, atunci cu siguranță se primește și cu siguranță s-a primit. Doar că eu nu credeam. Și într-o zi soțul se uită așa la mine și zice, dar mie îmi pare că tu ești însărcinată. Și zic, hai, nu cred că chiar, bun, am stat înainte de a pleca acolo? Nu, după ce ne-am întors. Aha. Undeva peste vreo două săptămâni. Și zic, nu cred. Și el zice, hai că tu nu crezi, dar eu am să merg totuși, am să-ți iau un test. Da. El trebuia să schimbe meserie. Nu. Mi-a adus testul, am făcut eu testul și evident că a doua liniuță mereu e așa foarte deschisă la culoare. Și eu zic, probabil că trebuia să cumperi mai multe, nu știu, testul ăsta îmi pare că nu arată el chiar bine, că nu e atât de pronunțat, ca și a doua. Și el zice, hai că facem peste câteva zile încă un test, dar cu siguranță ești gravidă. Nu știu, eu cred că el cumva a văzut, nu știu, după ochi poate, după starea mea, cumva el a simțit, iată, înainte să simt eu. Am înțeles. Gravidele, majoritatea le cunoști după ochi. E o privire blândă pe care nu știu cum se schimbă. Cea mai dură femeie pe care o să o vezi vreodată ever și o să-ți pară din aia doamnă de fier, în momentul în care devine însărcinată, ai impresia că are o altă alură, știi? Pur și simplu, parcă ea merge și trena ei simți că după trena simți că... E o energetică aparte, e specială. Mergem mai departe, că au fost blitz chipurile astea. Care este filmul preferat? В погоне за счастьем. Я лаша мой мульт, он русский, есть мой клар, консуна. Есть им каутария феричирий. Ну что, так, кунаешь, что есть фильм ку Уилл Смит, он ролл принципал. Da, deci el are un băiețel de 5 anișori, rămâne singur cu băiețelul, nu are bani, este dat afară de la chiria, da, de la chirie chiar, da, rămâne pe drumuri. Și este un film care m-a motivat de multe ori. Deci este despre încrederea în forțele proprii, despre a-ți găsi motivația în copil, pentru că până la urmă copilul l-a ajutat să devină foarte bogat la final. Și este despre, probabil despre încăpățânare.
Pentru că încăpățânarea aceasta ea și te face să fii fericit. Este încăpățânare cu, împreună cu multă muncă. Ambiție mai degrabă decât încăpățânare, da, cred. Probabil da, este ambiție, este foarte multă muncă și evident că după așa o formulă nu poate să nu fie succes, nu poate să nu fie fericire. Ia vine și bănuiesc că de regulă nouă ne place ceea ce ne și caracterizează undeva. Adică tu te asociezi undeva în filmul undeva, ăsta, adică da. Ambiția, da. Dorința, forța de muncă, nu știu, este da, din... Da. Nu a, din fericire, nu a fost necesar să trec prin ceea ce a trecut actorul în film, dar am luat cumva cele mai importante lecții. Din film. M-am străduit să înțeleg ce mă caracterizează, ceea ce este despre mine. Tu ai devenit mamă la 24 de ani. Iată, ai născut. Da. A trecut un pic de timp. Cum, ce a schimbat în tine asta sau ce ai înțeles tu din maternitate? Nu știu. Cum începe această aventură? Înțeles că asta e căpietul la început. Asta e... Doamne ferește! Știi, cât ești gravidă, totul e mult mai ușor, dar în momentul în care apare bebele. Dar, de fapt, hai dacă serios, eu, în momentul în care l-am născut pe Matei, am înțeles că universul meu a devenit palpabil. Deci, eu am înțeles că universul pot să-l îmbrățișez, pot să-l țin la piept. Iar în momentul în care a apărut și Gloria, am înțeles că nu-i doar un singur univers. Poți să ai mult mai multe. Hai să ne oprim întâi la prima naștere, pentru că oricum prima naștere cumva face această schimbare, metamorfoza a domnișoarei, iată, pentru că orice mamă până a deveni mamă, ea a avut o altă viață. Pentru că există întotdeauna, și spune și eu nu credeam această frază, că există viață până la copii și după copii. Și cea dinaintea de copii, parcă uneori ai impresia că ai și uitat-o, că nu știi cum mai arăta. Iată, această schimbare, cum ai perceput-o tu? Că nu mai ești domnișoară, dar ești deja mamă cu responsabilități. Iată, anume a apărut hiperresponsabilitatea. Și probabil că asta e la multe mame, pentru că eu le văd, mai ales la care este primul copil, și sunt colegi, sunt prietene. Deci este o responsabilitate aproape până la paranoie, știi? Când duci răspundere fizică pentru copil, ca nu cumva să-i se întâmple ceva, să nu cadă, să nu se împiedice, să, nu știu, dacă nu cumva are febră în permanență, îl verifici. După care este responsabilitatea în general pentru sănătate. Da? Se schimbă obiceiuri alimentare în casă, se mănâncă de la început bebele, după care toată lumea după ore, practic. Și este și responsabilitatea financiară. Este un moment destul de important, pentru că atunci când ești domnișoară, de exemplu, ți-e suficient, nu știu, să fii ok, îmbrăcată, parfumată, cosmetică, nu știu, și alte chestii. Dar deja când ești mamă, vrei și ceea ce ai avut când erai domnișoară, dar prioritar sunt necesitățile copiilor. Și, da, și mai pui la toate că mai vin și viroze, mai nu știu ce. Și eu zic, iată, la noi suntem început de viroze. Noi deja 3.000 de lei s-au dus pentru, nu știu cum să zic, trusa care ne trebuiește pentru iarnă. Da. Și am impresia că, iată, mai vorbim cu medica, ambii copii sunt bolnavi și nu înțeleg ce se întâmplă. Deci 2 săptămâni eu nu pot să-i scot din viroze. Dacă observați, nici eu nu stare de afară. Și în permanent ceva nu ai în casă. Deci cumperi practic toate medicamentele care sunt în farmacie și mereu ceva nu ți ajunge. Iată, uite, de ce am uitat să iau? Și iar te duce. Tu ai spus despre chestie care mi se pare important și multe mame o neagă. Deci ele cumva zic că totul e bine. Tu ai zis despre această hiperprotecție și undeva adusă până la paranoie. Deci ai avut momente în care, spre exemplu, ai strigat la cineva din rude sau nu știu, în care ai zis că nu puneți mâna pe copilul meu, nu fă asta. Cu primul copil, cu a doilea, slavă Domnului, eram adecvată. Cu primul copil, când mergeam în ospiție, îmi luam cu mine mereu pelincuțe, ca să-l aștern pe pelincuța lui, să stea, nu cumva să nu se așeze pe altceva. Sau când era așezat, încă mai era cum era, dar când stătea pe burtică doar sau pe spate, mereu era așa. Nu cumva să-l prea pupi. Deci așa, cu pupatul răruț. Cum asta, dacă bunicii când fac buzele, m-a pus capul în Atunci am înțeles că am o relație foarte bună cu soacra mea și mă înțelege destul de bine, pentru că eu nu prea permiteam
Nu ziceam cumva direct că, uite, mamă, nu pupa atâta. Nu vreau să-l pui pe nimeni. Transmite prin soț asta. Da. Dar ea înțelegea cumva, vedea că eu sunt mai rezervată la capitolul ăsta și nici nu insista foarte mult, pentru că înțelegea că o să vin momentul când o să vină. O să vină mintea la loc? Da. O să așez normal. Da. Cu Gloria, evident, altfel a fost tot. Ies așa zic. Mama, eu am născut cu 2 ore în urmă. Poți să stai cu dânsa 2 ore? Că eu mă duc pe la oficiul la nani, că am desemnat niște chestii. Cu Gloria am ieșit peste 2 săptămâni. A, deci eu am ghicit. Da. Deci atunci am mers, era plină pandemie, uh-huh. Și am mers să dau primul interviu. Pentru că toți temeau de camere. Când vedeau că trebuie cineva să-i filmeze, care leșina, care Apropo, hai să fac o paranteză. Noi deja discutăm, cred că vreo 15 minute. De regulă am persoane, ori actrițe, ori, nu știu, invitate, de care au tangențe cu camerele. Prima invitată, care nu e mereu în vizorul camerelor și super de lejer și super de ușor să discut cu tine, Veronica, pentru asta... Am eu un pic de emoții oricum, dar mă străduiesc să nu se prea... Nu, sincer, nu. Eu mă simt super de bine cu tine. Cred că și Iulia observă acest moment. Putem să luăm o pauză. Iulia, de... cel mai bine, uite la ea. Putem să bem o gură de ceai. Hai. Pentru că... Tăiești așa. Nu, eu n-am fost așa. Nu? Eu am fost... Erai mai mare, poate, de-am. 27 aveam. Da, poate. Aveam 27, dar ideea este că... Nu luam pe Lincuț, și de prima lună nu-mi plăcea nimeni să o atingă pe Cassandra. Ea practic, știi cum a dormit Cassandra? Iată, cum era de 2 kg în jumătate, cum a adus-o de maternitate, mi-a dormit de aici până aici. Și-a dormit mult timp așa și așa îmi plăcea cum doarme ea și cu... Eu prima noapte în maternitate eram cu Matei și eu nu știam cum să-l culc. Dar cum să-l culc eu un pătuc celălalt de alături, știi? Și am luat copilul și l-am pus așa, dar eu eram extenuată. Și am pus așa pe la fel și am dormit așa cu fața în sus, nu știu cât, mult am dormit, așa că m-am trezit amorțit toată. Probabil că eu verificat, am văzut că totul e ok și eu acum îmi dau seama cât era asta de periculos. Da, știi? Pentru periculos. Că copilul încă nu poate să ridici capul normal și el, Doamne ferește. Poate să întâmple așa asfixii, deci de asta cumva trebuie să fii foarte precaut. Nu știam. Te-a ajutat, ai făcut lecții de parenting ceva înainte de... Ei, da. Hai să întrebem pe bunica mea. Bunica, dar tu ai făcut vreun parenting înainte de anul? Și a să zic o lesie asta. Prășem și de la prășit deodată mă să nasc, știi cum? Cam așa era, de fapt. La mine eu lucram și de la lucru m-am dus repede să nasc, știi? Deci, cu a doilea copil, cu primul totuși. Hai că devine interviu interesant. Deci tu n-ai fost mama care ai stat acasă, să stai și a prins din ăsta bețșoare, să citești, să faci yoga, să bei ceai, să te dai 100 de ulei. Cu primul copil m-am dat 100 de uleiuri, iată. Din tot ce enumerat, doar cu uleiuri m-am dat. Și cu a doilea tot. Și a ajutat, apropo. Pentru nu știu, ca să nu ai pielea... Da, să nu am vergeturi. Nu știu, este genetic sau totuși sunt uleiurile. Genetic, da? Îți spun că e genetic. Dar doar cu uleiuri m-am dat. Cu primul copil stăteam acasă. Nu activam nicăieri. Stăteam acasă. Ce fac femeile când stau acasă? Gătesc. Călesc soțul. Când vii, da, eu mă simt rău, dar pe mine mă doare unghia, da, pe mine... Dar îți place culoarea la unghii? Da. Dar îți place culoarea, dar nu știu. Iată, cam cu asta. Avusem eu câteva tentative de a merge la sport, că... Ei, așa cum... zicea lumea, deci... că trebuie de mers, da. În notă sau shaping? Nu, era shaping pentru gravide. Așa. Cred că de 5 ore am mers. După care eu acolo mă străduiam să fac așa tot cum arăta antrenoarea și mi-au zis că am ultratonus și se termină shaping-ul meu. Nu pot zic tare, m-am întristat de asta. Pentru că e destul de obositor, iată, cât eram însărcinată, eu duc bine cu sportul, mi-mi place să fac sport, cât eram însărcinată și cu Dragomir și cu Cassandra nu m-am simțit în apele mele, că aveam impresia că nu sunt bine eu corpul meu, știi? Să-l pun să fac ceva ce el nu vrea, știi? Da. Și de asta am pus pe pauză sportul. Probabil cumva când ești însărcinată, însă și corpul are o stare de parcă e hibernare, știi? Cumva. Uh-huh. Da. Cel puțin eu asta am simțit. Așa, lenii mereu. Vroiam foarte mult să dorm. Foarte mult vreau să dorm. Cu Matei, cu Gloria nu mai vroiam, că știam că nu am cum. Știi? Și probabil de asta nici nu mai vroiam.
Cu Matei am dormit mult. Și în general... Nașterea, cum a fost? A fost veselă. Asta veselă ce înseamnă? Veselă asta înseamnă, știi, una mai veselă ca alta. Probabil că prima a fost mai dificil pentru că eu nu știam ce mă așteaptă. Uh-huh. Iar a doua deja știam. Și... După ce ai trecut prin prima, hai povestește cu ea. Ce s-a întâmplat? Cum s-au rupt apele? Cum s-a întâmplat procesul? Cu Matei apele nu se rupeau, deja trebuia să nasc, dar apele încă nu se rupeau, mi le-a rupt medicul, am născut foarte repede. Pe ambii, de fapt, i-am născut undeva într-o oră jumate, două. Dar, în schimb, uite, eu am mers la maternitate cu Matei, am dormit o noapte, tot ok, spre dimineață deja, au fost două ore, dar foarte intense. Contracțiile erau foarte dese. Nu am avut asta că din 10 în 10, pe urmă din 7 în 7, din 5 în 5, din 2 în 2 și tot așa. Nu, au fost, erau din jumătate în jumătate de minut. Brusc. Deci. Și unica țin minte că medicul sita la mine și zice: Veronica, te rog să nu strici patul, te rog să nu rupi patul. Pentru că eu stăteam doar culcată, da, și mă țineam de speteaza patului. Și eu nu mă reușeam între contracții să-mi trag aer și iarăși. Și el în loc să uite la mine, stă la pat. Că el deja vedea cum eu rămân cu ea în mână, știi? Am înțeles. Ai avut epidurală sau nu? Nu. Deci nici asta? La unul n-am avut. Nu am avut pentru că... Nu s-a reușit. Nu s-a reușit una, dar eu i-am zis că nu vreau, pentru că nu știu cât este de adevărat, dar mai multe mămici zic că totuși le doare spatele după epidurală. Apropo, despre asta am discutat, o să vedeți reportajul mai târziu sau chiar acum pot Iulia să-l integreze, că noi am vorbit la Medpark exact despre epidurală și o să ascultați informația. Eu pot să spun că este mit, eu la ambele am avut epidurală și eu n-am avut dureri cu spatele. Noi discutam cu doamna Natalia Sclifos, medic ginecolog obstetrician, despre modul sănătos de viață, despre cum își ducea modul de viață și cumva ne-am abătut de la subiect. Astăzi vom discuta despre nașteri, despre nașterea naturală și cezariană. În ultimul timp este o tendință care prevalează, nașterea naturală sau cezariană? Dacă e să o luăm ca tendințe în societate până ajung femeile la noi, sunt împărțite jumate la jumate, pe locuri chiar din unele frici, din unele informații mai puțin veridice despre cum ar evolua o naștere, multe femei inițial ar vrea să opteze pentru o cezăreană, considerând-o mai safe, mai blândă, mai puțin dureroasă din start, până ajunge și mai discutăm noi și atunci le aducem pe făgașul unei nașteri naturale. Dar dacă să luăm ca tendințe procentuale, cât la cât ar prevala la noi în țară nașterea fiziologică versus cezăreana, ar fi 80-20. Adică 80% din femei fac față travaliului fiziologic și aduc bebelușul pe lume pe căile naturale. Eu știu că medicii de la Medpark optează pentru naștere blândă. Ce înseamnă ea? Sau cum o să perceapă mamele că nu se audă despre asta? Acest concept de naștere blândă nu l-am inventat noi doctori. Asta a venit de la voi femeile. Noi l-am... denumit și noi așa ca și ele, pentru că este un trend care ele îl denumesc respectiv. Noi l-am acceptat pentru că, da, sună frumos și este realizabil. În viziunea femeilor și este alimentată deja și de noi, nașterea blândă ce ar însemna? O naștere cât mai puțin intervenționistă, adică să nu ne implicăm noi, medicii, să provocăm ceva, să lăsăm cursul sarcinii până pe final, să debuteze spontan nașterea, atâta timp cât nu trebuie noi să ne implicăm și însuși procesul de naștere în sală să fie relativ demedicamentalizat, adică să nu utilizăm medicamente în plus, atâta timp cât nu sunt actuale, cât nu sunt necesare, să vină bebelușul în condiții de siguranță și în condiții femeile percep nașterea blândă ca o naștere într-o zonă mai semi-întunecată, să nu fie excitantul ăsta luminos, într-o zonă cu mai puține sunete deranjante, să fim noi doar cei implicați în naștere, personal cât mai puțin sau să fie prezenți cei doar care sunt la moment foarte necesari, să vină bebelușul blând pe lume, să evităm maximal incizia căilor de naștere dacă nu o cere însuși procesul de naștere și plasarea copilașului pe burtică pentru a lăsa contactul ăsta intim, ora asta de aur, care o numesc femeile, noi îi zicem contactul piele la piele, dar până la urmă cum este momentul de aur, pentru că aici se conectează primul instinct al femeii ca mamă, ca femeie realizată, este primul contact al bebelușului nemijlocit pe lumea asta cu maică-sa și
aplicarea la sân precoce, chiar pe burtica mamei, pentru a se conecta reflexul de lactat și reflexul de sugere al bebelușului. Dumneavoastră îmi povesteați și eu cumva, eu rebobinam tot ce am trecut și eu pe aici, pentru că ambele nașteri le-am născut aici la Medpark. A zis de personal, câți oameni sunt sau care este personalul care participă la naștere? Moașa, dumneavoastră ca medic? Să zicem, dacă așa să minte. Vorbim ca cifre, da, pentru că o femeie memorizează cam 3 oameni din sala de naștere în mare parte. Medicul, moașa și medicul neonatolog. Tot depinde de când a fost contactul cu medicul neonatolog și cât de durată a fost. Dar în esență suntem cam 5. Hai că nu stăm toți 5 alături, pentru că e un deranj inexistent fizic pentru femei, că stau 5 oameni și o tot întreabă câte ceva. Dar în mare parte suntem 5 oameni care roim în jurul acestei femei. Bănuiesc că pe site-uri sau la școala de parenting aici pentru mămici se vorbește despre epidurală, pentru că cumva n-am discutat despre acest aspect. Mm-hmm. Adică ați spus că e anestezia asta și multe femei am auzit că se tem de epidurală asta ca de nu știu de ce, că nu o să pot ridica, că are efecte adverse. Asta tot este un mit. Da, multe femei până ajung la noi gândesc că eu voi naște fără peridurală. Mai ales la prima naștere. Multe femei zic că nu, hai să încercăm super natural. Adică în viziunea femeii, dacă îi face o peridurală, e deja cumva ar considera că nu mai este o naștere naturală, că a trecut-o cumva pe făgașul medical. Uh-huh. Nu. Alocația anesteziologică este binevenită. De ce? Unul la mână că chiar nu doare. Cum ai făcut peridurala? În 15-20 minute ai uitat de durere și mai ales dacă un travaliu a debutat noaptea, la 3-4 femeie, la 8-9 dimineața este epuizată de lipsă de somn, de impactul ăsta fizic al durerii pe corpul femeii, cum se face peridurala? Are șansa una, două ore să le doarmă suficient de bine ca să-și adune forțele pentru ceea ce urmează pe mai departe. Intrând în cabinet, după ce întrebăm noi cam ce tip de naștere optați, cam ce experiență aveți, ce ați mai auzit, ce întrebări aveți voi de la noi, ca să știm cam cu cine discutăm, în sensul bun al cuvântului, nu ca grad de citire aici ne percepem, dar să știm ce așteptări are femeia de la noi, ca să știm noi cum să îi le realizăm. Și una din teme este analgezia în travaliu, explicând și denaturând cumva miturile, că analgezia în travaliu nu lungește nașterea, că analgezia în travaliu nu face o naștere să fie mai complicată. Pe alocuri femeia este mult mai compliantă, ea nu percepe durere. Analgezia în travaliu în Medpark este o analgezie controlabilă, adică ea este pe tip sistem de perfuzie continuă și atunci când femeia zice că uite, simt presiunea și simt că aș avea necesitatea să-mi împing copilul, noi putem să micșorăm viteza de perfuzie, ca femeia să simtă o ușoară durere, un ușor tonus de uter, să-și poată ea controla forțele expulsive, să nu se simtă dirijată ea de noi, dar să fie parte componentă a echipei. Până la urmă, femeia care naște este ea eroul principal în sala de naștere, noi suntem alături cei care să o ajutăm, să preîntâmpinăm contracțiile, preîntâmpinăm complicațiile și pe alocuri să nu încurcăm să nască fructe. Da, și știu că la Medpark se poate ca părinți sau tatăl să fie lângă mamă. Adică... Cu siguranță, da, și noi îl încurajăm. Una din întrebările primordiale care le dăm atunci când deja facem consilierea antenatală, întrebăm femeia, care va fi rolul tatălui copilului în sala de naștere. Pentru că cuvântul femeii este lege. Dacă femeia a decis că ea nu-l ia în sala de naștere, noi vom fi parte componentă a cuvântului femeii și vom zice că nu. Dacă femeia zice că îl luăm și deja ea începe să dirigeze. Care moment îl vreau alături, care moment evităm să-l am alături și îl trimitem să bea o cafea. Tăticii de la zi la zi prind la curaj, pentru că grație, presupun eu, rețelelor de socializare, grație că se discută mult acasă, că multe subiecte nu mai sunt tabu la moment în familie și în societate, bărbații au prins curaj, merg cu noi în sala de cezariene și fac față, bine mersi, actului chirurgical pe care îl văd. În sala de naștere sunt parte componente, au luat curaj în a lua foarfeca în mână și a secționa cordonul umbilical al bebelușului, adică fac pentru ei niște acte la limita actului medical, dar care le dă o tentă de eroism, le dă o tentă de parte componentă 100% a actului de naștere. De ei cumva se simt chiar ca o familie pentru da, că au... Da, pentru că în esență noi nu le încurcăm. A ieșit bebelușul, l-am pus pe burtă și noi ne străduim cumva să lucrăm cu partea rămasă a actului de naștere, dar ei să-și trăiască emoțiile acolo în 3, în 4... Bine, ați avut cazuri din astea amuzante în sala de naștere sau nu, când cu tații au căzut jos? Am avut, dar grație că avem alături totuși o echipă mare și eu sunt cel mai puțin
implicată în a-l ajuta pe tată, pentru că totuși parte mai component către femeie, atunci medicul anesteziolog ne ajută, ne ajută asistent anesteziologului și îi favorizează un pahar de apă, avem un pat unde un pic să-l ajutăm să se culce, așa ca să facă față emoțiilor, pentru că o aruncare de adrenalină te face să îți cam fugă pământul de sub picioare. Doamna Natalia, vă mulțumesc și vă dorim baftă în continuare. Mulțumim și voi. Mersi. Deci asta este, mamele, pentru că nu sunt informate foarte bine, iată și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Probabil că da. Nu știu, iată, dacă după această informație aș folosi epidurală. Pentru că, cumva, poate e un proces care trebuie să-l simți maxim. Știi? Cu toate că eu am înțeles că în timpul nașterii copiii au niște dureri, bebelușii, pe ei îi doare mult mai tare decât pe mamă. Deci ceea ce simțim noi la ei e triplu chiar ca și durere. Pentru că îți dai seama, ei sunt, ei totuși mășcățești, trec printr-un canal atât de îngust, îi strânge foarte tare, e o presiune foarte mare și pe ei îi doare mult mai mult. Ceea ce ține de însăși naștere, zic, am născut foarte repede. Pe Matei eu strigam la un moment, puneți-mi deja epidural, dați-mi cocktail, că am înțeles că este un cocktail ceva care un pic așa te nu te adoarme, dar te face să... Nu credea cineva, zice, dați-mi un cocktail și da, gravidă. Așa se numește la medici. Ca așa mi-a zis că, uite, da, în momentul în care nu o să mai reziști, o să-ți dau și o să stea mai ușor dacă nu o să mai poți. Dar am născut la un medic destul de tot cu umor, domnul, și când vedea că gata... Tu să-i spui și numele, noi nu avem mai... Și este domnul Șișnițanu de la numărul 1. Am mers, la fel, am ales medicul la care să nasc, nu a depins cumva locația sau alte momente. Și în momentul când el vedea că acușa la mine iarăși se apropie cererea de cocktail sau epidurală, el zicea, uite, eu am parcat mașina cumva și nu poate trece o ambulanță, de asta eu fug 2 minute, vin și spun. Ok, eu cumva zic, hai, 2 minute, vine și îmi pune. Zic, hai, mai aștept 2 minute. Intră înapoi. Hai să vedem la tine ce-i cum, tu mai binișor, mai binișor. S-a uitat patul întreg, întreg, știi? Hai. Mai stau, deja vreo 5 minute am mai putut să rezist. După care vine și mă vede, după ochi, că eu acușiar o strig, vreau epidurală, vreau ceva. Și zice, uite, în salonul de alături, la o gravidă, sunt complicații, eu trebuie să merg acolo. Eu fug, eu vin la tine înapoi. Zic, ok. Și iarăși cumva m-am programat. A treia oară, el vine și iar încearcă ceva să-mi zic. Și eu strig odată la el. Nu, eu vreau epidurală. Și el zice, vrei epidurală? Ia, hai, urcă-te repede, repede, repede să vedem. Urc eu cu mare greu pe chestia asta. Unde se naște. Unde se naște, da. Și mă uit la el și aștept să văd când zice, când pune epidurală. După care el zice, care epidurală? Uite copilul. Uite capul, tu naști. Și în momentul acela, cumva, totuși, gata. Au dispărut durerile, eram așa, deja calmă, zic, gata, eu nasc. Și a fost foarte repede. Însăși nașterea a fost, iată, foarte, foarte rapid. Toate mamele care urmăresc știu că nașterea este un proces, în general, travaliu, este un proces destul de dureros. Și eu le dau, nu știu cum, medalii de aur la toate mamele care nasc, indiferent prin ce cale, pentru că înseamnă că pragul tău de durere e destul de înalt. Tu nu suferi așa cu una, cu două, deci tu poți rezista la... Da, sunt rezistentă la durere. Cu Gloria a fost un pic mai stresant, pentru că am născut-o în plină pandemie. Deci pandemia s-a început, pare mi se, undeva pe 15 martie și eu am născut-o la început de aprilie. Și ne-am pornit noi, evident, cu soțul, copilul cel mai mare, la maternitate, cu geanta. Și acolo, la intrare, zice, da uite, până aici. Nici nu a avut voie în genere să treacă cumva de prag, a rămas pe prag, era o cameră așa între prag și încăpere, deja și hol, așa micuț cu un scaun, zici uite aici ți lești papucii, ți încalți bahilele, ți luași haine, da, îți pui mască, ți lași hainele de exterior absolut tot aici, ți ai geanta și intri. Și a fost așa, știi, iată, sunt destul de puternică, dar atunci cumva mi-a dat ochii în lacrimi. Știi, zic, da cum, eu rămân aici, eu trebuie să nasc, știam cum e să naște deja.
Și zic, cum asta stea? Bun, zic, hai, mă calmează, merg. Vine la fel domnul Șnița, nu era, pentru că tot la el vroiam să nasc. Vine și îmi zice, Veronica, uite, din păcate, e pandemie, sunt doar medicii de gardă și eu nu am să am voie să asist la naștere. Uh-huh. Aia, atunci a fost a doilea șoc. Dar mi-a zis să nu retrăi, pentru că domnul care este de gardă este extrem de bun, era domnul Potăcevski. Zice, nu retrăi, că tot o să fie bine. Uh-huh. În momentul acela am înțeles că unica ce pot eu să fac e să mă calmez. Deci am intrat cumva într-o stare de calmitate nu prea obișnuită pentru mine. Mai degrabă un șoc la un care șoc, da. Să reacționezi și, cum da, tu și poți. Nici nu vroiam, pentru că înțelegeam că ok, bun, am să încep să fac scandal, să strâng, să plâng și care nu o să dea nimic. M-am calmat, m-am dus în salon, știam să-mi controlez, să-mi controlez respirația deja. Respiram încet, lent, număram contracțiile singură, când vinea medicul ziceam din cât în cât timp am contracții. Și la fel am născut foarte repede. Iată, erau contracțiile, erau din două în două minute, după care dintr-o minută într-o minută. Au început din jumătate în jumătate de minut. Eram singură în salon. Zic că trebuie să merg, trebuie să merg să chem pe cineva. Am ieșit așa și zic, mine chiar mă doare. Vă rog frumos, chemați medicul. Se uită asistentă și zic, hai bine, chem. Și în momentul acela vine medicul și iarăși mă urc pe chestia aceea și zici, dar tu naști, gata. Păi da, și a fost exact ca la a doilea copil, tu naști, gata. Și am născut, gata. De regulă așa și se întâmplă, ei vin, așa, pe depusă masă, nu știi când aștept, nu știu cum. A doua sarcină, tot ați planificat-o? Da. Păi. La fel a fost planificată, da, și destul de repede, a doua lună deja am aflat că sunt însărcinată. Data asta aveam teste acasă. Și-o pregătit, au zis că da, mai, da, multe, mai multe, pentru orice eventualitate, să știu că sunt liniuțele, se văd așa de la... Bine. Da, da, nu doar unul, știi să-ți spun. Tot soțul ghicit sau tu deja? Nu. Și deja... atunci cum ai făcut marele anunț? Simplu, felicitări, o să mai avem un copil. La noi a fost, știi, au fost momentele noastre de fericire, de intimitate, cumva în doi. N-au fost torturi, n-au fost flori, baloane, îi băiați sau îi fetiți. Hai tu, da, mă blamez pe ăștia care fac astfel de chestii. E ca la Trilia, știi, vă? Și-ai vezi Iura cu Iulia cum ați vină și ați filmez. Eu parcă văd baloane. Eu cred că mă opresc. Nu, nu știu, nu pot să zic niciodată, nu, dar nu planificăm cel puțin. Primii doi au fost planificați, acum nu mai planificăm a treilea copil. Păi da, cum ai trend? Știu. Toți fac mulți copii, deci e în vogă să faci mulți copii, deci 10, 12, 13, 14, cât mai mult, cât mai bine. Eu îi felicit că sunt în trend, dar eu cred că am să rămân... cu doi copii. Nu, aici e vorba de educație și hai să discutăm, pentru că cumva am înțeles că ești o femeie puternică. Poți, ai dus două sarcini și două nașteri natural, fără pic de ajutor sau nu știu cum. Ai putut să-ți controlezi emoțiile în timpul nașterii, ceea ce e destul de greu pentru unele mame, că eu mi-aduc aminte, eram și eu în palata de naștere, în salonul de naștere și mă gândeam că aveam epidural și puteam să-mi controlez absolut corpul. Nu înseamnă că până la n-am avut contracții și nu știu ce înseamnă asta. Și auzeam în altă sală de naștere, unde acolo se striga cu voce din asta ca la operă. Și eu zic, domnul Călăraș, zic, domnul Maxim, eu tot așa. Deci, sperăm că nu. Sperăm. N-a fost, pentru cum mă gândeam, zici, dacă sunt, trebuie să ne bucurăm de invenții, sau nu știu cum a zis el, de cei ce ne dă medicina acum, pentru că sunt lucruri foarte utile. Așa că la treia naștere, pe care tu încă nu o planifici, cine știe, poate mai târziu o să faci. Probabil, iată, țipetele sunt cele mai stresante pentru însărcinate când merg să nască. Pentru că eu m-am dus cu Matei așa, toată relaxată, tot era bine. Intru în ascensor, întreb o asistentă medicală, zic, da, Wi-Fi aici aveți? Ea se uită așa la mine, dar asta a fost cu 10 ani în urmă. Se uită, ce? Zic, Wi-Fi, așa, să mă conectez și eu stau pe internet, să mă mai uit, una alta, fiindcă am timp acum. Zic, nu, n-avem.
Încă atunci nu era peste tot. Da, da, da. Și intru eu în salon, mă fac o modă, îmi las tot acolo și aud. Aaa! Și m-am speriat. Prima dată nu m-am așteptat. Eu, în primul rând, nu aveam idei că acolo mai sunt țeli de naștere. Eu credeam că... Eu spun, logica unei mami, asta viitoare mămici, totul se întâmplă de la dânsa. E ca până la dânsa nu am mai născut nimeni. Prima dată da, tot. Și medicul trebuie să te vadă pe tine și numai tu ești important atunci. Și până la tine el nu a avut încă vreo sute de femei care au născut. Și nu știu că dacă medicul cel ăla știe primi sarci, nu știe că oare precis normal a să primească. Da. E deci aceste întrebări pe care toate mamele le au, ele sunt înțeles. Eu sper că medicii chiar ne înțeleg, că noi uneori nu înțelegem multe lucruri. Probabil că da. Da, și iată, atunci m-am speriat foarte mult când am auzit cum țipă alte femei. Și zic, nu, eu am smăstrat o să nu țip așa. Tot așa am țipat. Poate încă și mai tare am țipat. Am țipat, doamne ferește, chiar doare, nu poți să. Dar auzeam că erau mame, într-adevăr, care cumva deja aveau panică, ele țipau în continuu, ele nu mai era... Și da, în momentul acela, medicul e nevoit să ia atitudine, cumva poate mai dur să zică, hai, calmează-te un pic, deja gândește la copil, pentru că chiar undeva, uitându-te, crezi că, într-adevăr, cumva mama își plânge foarte mult de milă ei în momentul acela și nu se gândește că ea are o misiune. Uh-huh. Deci misiunea ei acolo e să aducă un copil sănătos pe lume și ea trebuie să lucreze la asta. Ea trebuie să depună un efort destul de mare. Și nu se poate gândi la ea în momentul acela, doar la ea. În teorie, sună așa, dar în practic, tu doar nu cunoști corpurile fiecărui om, cum ar reacționa, cum simte ea pe moment, ce se întâmplă, care e conexiunea. Pentru că natura este făcută frumos, adică tot asta se întâmplă natural și, cum am zis mai devreme, mamele și bunicile noastre și străbunicile noastre au născut și fără medici, au născut cu moașă. Da. Era o singură moașă în tot satul și alerga sarmana dintr-o parte dacă alta. Dacă reușea să ajungă bine, dacă nu... Și nășteau și acasă, pentru că totul este făcut așa firesc, totul se întâmplă de la sine. Ai născut doi copii, iată. Da. Am trecut pragul de maternitate, de sarcină, de tot. Cum a fost creșterea din momentul în care a apărut și Gloria? Deci, cum ți-a fost... Ai avut ajutor sau nu ai avut ajutor? Cum ai combinat jobul cu maternitatea? Eu și cu Matei și cu Gloria am avut, nici nu știu dacă pot să zic de dacă, deci era o vecină de-a noastră care ne cunoaște de foarte mult timp și ea practica ca o bunică era cu ei. Mereu m-a ajutat când era necesar. Cu Gloria ajutorul meu cel mai mare a fost Matei. Deci el are o relație foarte caldă cu Gloria. El a așteptat-o foarte mult. El era foarte emoționat când noi am ieșit din maternitate. Stătea ori în șir și se uita la ea. Iat așa, se uita, ea dormea și el se uita, o netezea, o săruta pe frunte. Acum s-au inversat rolurile. El este mai mare deja și iată Gloria este mai afectuoasă cu el. În fiecare seară, ea zice, Matilioșca, cum noi așa zice, Matilioșca, te iubesc. Și el îi zice înapoi, eu tot te iubesc. Și ea se duce, îl pupă și iată așa, merg la culcare. Deci au o relație și iată, ei acum în permanent se joacă împreună, ceva desenează, decupează. Deci în casă nu mai am problema că, uite, Gloria încă e mică, are 3 ani jumate și cumva ar avea foarte mare nevoie de atenția mea. De ce cumva, iată, se joacă. Drept cum Matei mai zice uneori, m-am săturat. Mai vreau eu și singur să stau. Hai, du-te odată. Du-te la mama. Așa zice, la mama. Dar eu nu vreau la mama, pentru că este foarte interesant cu el. E fată băiat, nu se bat? Rar. Rar, pentru că Matei, noi avem o regulă. Nu poate să ridice mâna la o fetiță. Indiferent că este colegă de clasă, surioară sau nu poate. El știe că asta e doamne ferește. Nici nu face asta. Maxim poate să vină să-mi zică mie, dar îmi zice nu din prima tentativă a Gloriei, îmi zice când deja vede că ea nu mai ascultă, nu mai reacționează la ceea ce îi spune el, atunci vine și îmi zice mie. Și ea vine din urmă așa, toată după el, știi, să uite. Așa, știi? Care cu temperamentul la voi în casă mai aprins? Din toți patru? Da. E soțul.
stai că nici tu nu ești zahăr legat să vii. Iulia și-a imaginat acum, probabil, dar știe numai cum e. Tare liniștit. Dacă eu văd că e destul de aprins, Veronica, așa... Da, sunt aprinsă. Soțul e mai aprins, doar că el se calmează foarte repede. El se aprinde foarte repede, dar se stinge foarte repede. Deci și la noi știi cum, soțul se aprinde, eu îl las să se calmeze, după care încep eu. Ne așezăm și discutăm. Da. Știi, deci vrei? Tu cumva, ca și contract, ți le-ai numărat, ai simțit durerea, o trecut prin ea, deci toată problema lui, o a analizat-o, i-a pus un miliard de întrebări și hai să discutăm. Hai deci să tu discutăm. Ești omul care analizezi, că de regulă așa se întâmplă, unul cu ideile, deci așa, dar altul trebuie să structureze aceste idei și să le pună ca să fie realizabile ideile în consecință. La capitolul ăsta, eu sunt cu ideile, mult și împrăștiate, soțul le sistematizează și le aranjează. Păi totuși el are o calmitate, da. Un echilibru. Are, da. Dar iată însă și ca și foc, așa, ca temperament care se aprinde, explodează destul de repede, e soțul. Și evident că dacă aș face și eu asta în acel moment, nu cred că mai trăiam noi 14 ani împreună. Dar iată cumva am învățat că atunci eu trebuie să tac în acele câteva minute. După care încep scena mea. Este ca și monologul, știi? Ca doi parteneri. Și-a spus primul tirada, deci monologul. Pe urmă tăcut. Tu ai da. E pauză s-a lăsat din asta așa serioasă. Copiii simt în momentul ăsta că ceva se întâmplă? Noi ne străduim să nu prea simtă. Și în genere nu prea dezbatem tematicile în prezența copiilor. Bun, evident că... Nu cred în familiile ideale unde zici că copiii niciodată, noi nu ne-am certat niciodată și copiii n-au văzut asta niciodată. Să spui asta. Nu cred. Nu cred pentru că, nu știu, ceva e neregulă dacă asta nu s-a întâmplat. Dar evident că explici la copil că, uite, noi suntem oameni maturi, uneori avem puncte de vedere diferite, ne manifestăm emoțiile în fel diferit, da. Dar important e să ajungem la un numitor comun, să discutăm absolut tot și să luăm în calcul pe viitor părerea fiecărui. Și asta e și în relația mea cu soțul și în relația mea cu copiii. Cum e tata că în relația cu copiii? Tu am înțeles, ești prietenă, ești totodată și cea care impune limite și cumva ai și mai multe responsabilități. Îi aduci, pentru că mamele pot tot și mai mult de atât. Pot și mai mult decât alții cred că nu pot, știi? Ce face soțul în perioada asta? Sau înțeleg că lucrează destul de mult, nu este acasă? Să știi că soțul la mine mereu a fost foarte implicat în creșterea copiilor. Nu a fost genul că, scutec, eu să schimb scutec. Nu, eu când eram prea obosită, când nu mai puteam, el se implica. Chiar iată, unul din cele mai dificile momente, când am venit acasă cu Matei, a fost prima băiță. Eu nu știu dacă, probabil că după naștere, care a fost cea mai stresantă, a urmat, iată, următorul moment cel mai stresant, a fost prima băiță. Când eu am pus prea puțină apă acolo, nu știam cum să dezbrac normal copilul, știi, parcă mă temeam să-l dezbrac cu totul, să-i fac băiță. Mi-a lunicat din mâini, scăpam. Soțul foarte calm, a luat tot asta, l-a spălat, l-a pus pe cerșaf, știi, mie mi-a rămas doar să-l șterg, să-l îmbrac. Eu în genere mă uit acum pe poze, la mine până la vreo 3-4 luni, mai te-ai peste tot îmbrăcat pe dos. Stă cu tine eticheta. Din câte cunosc, așa și sunt făcute, poate ai uitat. Nu, se vede eticheta, haina e pe dos. Și nu are costurile erau invers. Deci eu atât eram distresată, eu tremuram toată, iată, eu mă temeam că, eu aveam impresia că am cușul să-i rup o mână. O să întâmple ceva, știi, și eu așa de eu vroiam repede să-l îmbrac și să, gata. Să-l împachetez. Să știu că nu este frig, îi împachetat și gata, totul e bine până următoarea seară, când iar trebuie de făcut băieț. Și iată, soțul a fost foarte implicat. Chiar și l-am înfășat, el mai bine înfășa. Eu cum îi înfășam, peste 10 minute deja erau scoase mâinile, picioarele, el așa bine îi lega, pentru că eu am înfășat copiii.
Și au picioarele drepte acum. Eu nu știu dacă, dacă asta e mit sau nu. Probabil, nu știu. Dar eu îi înfășam nu doar pentru asta, dar și pentru faptul că dormeau mai bine. E bine, dorm o perioadă și spune că ei au cumva asociere cu ceea ce a fost în burtică, că acolo nu a fost mult spațiu și da, de asta ei era. Cumva... Asta a fost până la 3 luni, că nu am până la 2 ani. Primele 3 luni undeva când ei, evident când s-au început colicile, deja acolo nu mai era vorba de așa. Fost din ăștia? Au fost și eu primele 2 săptămâni undeva credeam că iată așa e de bine copilul, mereu doarme. Practic, și când s-au început. Zic, Doamne, zic, probabil că de asta și-ai dat perioada asta de vreo 2 săptămâni, ca după ce naști, să reușești să te recuperezi, uh-huh, să-ți revii, să mai dormi odată cu copilul, pentru că după asta chiar se începe. Cineva are aceste surprize chiar din primele zile, adică nu... Am înțeles că da, sunt situații când sunt coi, dar la... Câți am mai vorbit, majoritatea îmi ziceau că totuși undeva peste 10 zile, 2 săptămâni s-a început, iată, numie. Cum a fost acceptarea corpului tău după naștere? Iată, pentru că totuși el a avut o mare schimbare și o mare transformare. Încă burta nu este, uterul nu este tras, sânii capătă o altă formă pentru că laptele vine din abundență, ochi cearcăne mereu. La capitolul sânii nu aveam probleme, era ok cum era, n-aș fi fost contra să rămân așa. Dar corpul a avut schimbări, probabil durerea, uh-huh, da? Pentru că există. Deci să știi că probabil iată toate istoriile astea de pe Facebook și Instagram de acum, unde mamele apar a treia, a patra zi după naștere, în rochii super mulate și mega fără burtă, da, fardate, vopsite, fără burtă, extrem de fericite, odihnite. Să știi că eu văd un pericol destul de mare în asta. Eu văd un pericol de a induce alte mame, uh-huh, într-o depresie destul de profundă. Mai ales că mamele sunt foarte, foarte vulnerabile în această perioadă. Deci uite, stă cineva pe Insta, foarte așa super, uh-huh, stă mama acasă cu care cu furia laptelui, la care copilul, iată cum zici, s-au început colicii din primele zile, care nu are ajutor și nu știe nimic ce să facă. Și ea stă și se gândește, păi da, de ce la mine e așa? Da. Ce nu-i ok la mine? Ce nu-i corect? Ce am făcut eu incorrect? Și cumva, probabil că apare și o vinovăție, că poate am mâncat prea mult, știi, că nu sunt și eu așa, poate în genere mai bine nu rămâneam gravidă și în genere eram frumoasă toată viața, nu știu, știi, suplă, uh-huh, și tot așa. Deci eu văd un pericol destul de mare în toată chestia care se întâmplă acum. Eu nu am avut depresii postnatale. Am avut perioade mai stresante, dar zic, am avut foarte mare susținere din partea soțului. Uh-huh. La noi nu au fost rude, mama, soacra, sora, cineva să ne ajute, să ne zică. Deci totul a fost făcut intuitiv. Cum credeam noi că e mai bine pentru copil. Bun, mai era și Google asistentul uneori, dar mai puțin. Bine, la medici, pediatri te duci la în fiecare lună, pui un miliard de întrebări. Bun, cu Matei m-am dus, cu Gloria nu m-am mai dus. Era și pandemia și știu că se putea doar foarte rar să se duce. Adică nu puteai să faci acele vizite preconizate. Nici nu mai voiam, pentru că, iarăși, deja știam anumite momente. Medicii dau... Părerea mea, sfaturi generale, sfaturi corecte, care trebuie de ținut cont de ele, dar ele se adaptează totuși după formatul fiecărei familii și după fiecare copil în parte. Uh-huh. Pentru că, bun, iată, cu Matei era că trebuie să mănânce din oră în oră și trebuie să mănânce atâta și tot atâta și tot atâta. Bun, noi proba cântarului când i-am făcut-o lui Matei, după... Eram, pentru că noi am mers la spital cu Matei, el a avut, i s-a ridicat bilirubin, așa am fost internați. Medici au rămas șocați, cum copilul în 3 minute a mâncat 90 de mililitri la 4 zile. Și iată, dar medicul ce zici? Că trebuie să-l alăptezi vreo 2 ore și el mănâncă încet vreo 30 de mililitri. Și, nu știu, această teorie. Da, și aici se bat în cap, pentru că e individual. Deci ce folos că eu aveam să stau să-l alăptez 2 ore dacă el în 5 minute a mâncat
de 3 ori mai mult decât trebuia să mănânc în 2. Și adică a fost așa, am crescut copiii intuitiv cum am simțit. Ai deschis un subiect foarte interesant și mi se pare oportun să discut cu tine. Tu privind, fiind nu femeie din Instagram și din Facebook care își pune viața așa pe masă, dar vezi dintr-o parte. Cum ți se pare? Tu ai și zis că e un pericol, dar vreau să discutăm mai mult despre asta. Cum ți se pare viața dintr-o parte privită a Instagramului moldovenesc sau în general, sau toate rețelele astea? Ele... Care e părerea ta despre ele, mai bine să zic așa? Hai să zic, depinde de profilul pe care îl are persoana. Pentru că sunt profile de unde poți să înveți ceva, de unde poți să te inspiri, dar sunt profile care relativ te duc în depresie, știi cum ziceam. Deci, la noi foarte, foarte mult se pune accent pe imaginea perfectă. Eu mai mult ți-aș spune, probabil că nu doar femeile pot nimeri în depresie, dar și bărbații. Că vede o domnișoară pe Instagram cu multe, multe filtre, foarte, foarte frumoase și merg în realitate, la întâlnire, știi? Și acolo un pic imaginea e alta. Cred că ai cazuri reale. Am! Da, deci acolo imaginea un pic e alta. Și cumva Instagramul e un pic altă realitate. E una paralelă. Iată, dar cum să facă mamele diferența? Că nu tot ceea ce văd este și adevărat. Cumva eu cunosc multe mame, multe fete care, bine, și eu îmi duc pagina mea de Instagram și eu cumva mă strădui cât de tare pot să fiu cu picioarele pe pământ, să nu... M-au văzut, cred că, și în stări, și super de depresivă și super de... Am zis că pot să fiu și homeless și divă, știi? Din două stări le-am precis. Dar... Pe lângă asta, am impresia că și oamenilor le place un fel de magie sau nu știu cum. E că perfecțiune. Nu le plac, perfecțiune. Nu le plac conturile adevărate, le plac cele care sunt așa, mai le dă o iluzie, să zicem. Pentru că social media are o parte din asta de iluzie. Exact. Cumva, probabil, oamenii... încearcă să trăiască prin intermediul rețelelor viața pe care o trăiesc de fapt alți oameni. Deci nu este realitatea lor, este una alta. Și nici acea de acolo, eu sunt sigură că nu este atât de perfectă după cum este expusă. Dar da, la noi totuși oamenii preferă să se mintă cumva. Ce faci tu cu un băiat de 9 ani? El, care el iaca, îi e pre-teenager sau nu știu cum să zic, pre-adolescent, cum vezi tu introducerea telefonelor, gadgeturile, care sunt limitele, are limite, pentru că mie mi se pare că uneori avem impresia că e scăpat de sub control acest domeniu, știi, iată, copiii tot mai mult au acces la tot ce vrei, vape-uri din astea, țigări electronice, telefoane, porno și iată, asta mi se pare un pericol. Cum de controlat toată frumusețea asta? Eu cred că, în primul rând, trebuie de discutat. Copiii, ei sunt foarte înțelegători. Dacă noi putem să vorbim în limba lor, nici cu prea multe detalii, dar nici să ne facem că nu există așa ceva, nu știm despre asta, o să crească singur și o să afle și tot așa, pentru că ar putea fi târziu și deja destul de periculos. Este prin discuții. Noi suntem ființe sociale, realitatea din societate la nivel global acum e asta, este internetul, este acces la orice informație care o dorești și sunt de părerea că dacă ok, o să-i pui tu limite copilului în telefon, există alți părinți care nu o să-i pună sau există copii mai mari care nu au limitele astea și ei la școală, fiind la pauză, toți stau deasupra la un telefon acolo și wow, ce văd ei acolo. De asta cred că e discuție. Și acum
Noi chiar și cu profesoara lui Matei discutam și la ședințele de părinți, pentru că dacă înainte, undeva prin clasa 4-a, 5-a, se atingeau prima dată, iată, subiecte interzise pentru copii cumva, da, acum totul mult mai devreme, în clasa 1-a, 2-a, deja copiii foarte mult știu, cunosc, întreabă, povestesc unii la alții. De asta, ca să nu afle, să nu deduc anumite lucruri așa cum își imaginează ei, mai bine de discutat. Treptat, treptat de adăugat detalii. Și evident că mi se pare și factorul ăsta că să le lăsăm destul de independenți, ca ei singuri să, știi, nu să fii tu cea care îi pui limita, dar el să înțeleagă că asta se poate sau asta da, nu se poate. Evident. Care sunt planurile voastre, a companiei Nani? Deci ce, cum vă vedeți voi peste ani? Noi creștem. Noi acum suntem în plin proces de creștere. Asta e frumos, dar mie îmi place cum eu sunt trecut, ați observat? Cum ați vorbit de maternitate? A fost într-un fel. Și cum ai vorbit de job? Deodată cumva doamna manager s-a activat și a început să spună, să vorbească termeni din... nu cred că, nu știu cum, am vorbit foarte interesant despre, și despre maternitate. Mi-a plăcut enorm de mult punctul tău de vedere despre rețele sociale și despre cum văd, pentru că și pentru mine asta este un pericol și mă gândesc de multe ori ca oamenii să nu creadă în ceea ce nu există. Și mă bucur că există astfel de mame cu picioarele pe pământ. Eu îți doresc numai să ai parte de succes, să creșteți mari, frumoși și copiii și compania Nani. Te mai așteptăm la Mamasitas. Poate cu al treilea, dar fie că tu o să decizi. Ce sfat? Iată, ultima întrebare. Ce sfat le-ai da mămicilor care sunt acum acasă, în maternitate? Referitor la Instagram deja îmi știi părerea și la alte rețele, ele ajută foarte mult. Deci pe unele mame poate să le motiveze, cu vreau și eu să devin cât mai rapid așa. Pe altele poate să le distrugă și destul de real asta. Dar în general este să savureze această perioadă. Este o perioadă foarte frumoasă, este o conexiune cu copilul foarte faină. Deci când ai lumea ta, universul tău, mirosul tău, rutina ta. Deci este o perioadă tare, tare faină. Dar să nu exagerezi cu această perioadă, pentru că sunt mame care deja după nu le mai este confortabil să iasă la un job, vor mereu să stea acasă, în pijamale, și asta nu este ok. Pentru că să iasă din zona de confort. Să iasă din zona de confort. Adică să înțeleagă foarte clar că, uite, asta e o perioadă, dar asta nu poate să fie toată viața. Pentru că toată viața nu o să fie ok nici pentru ea, nici pentru soț, nici pentru copil. Frumos spus. Clar, simplu, clar și răspicat. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit. Și eu. Aici? Da, general. Iura, te rog frumos în zi, arată. Dar tu trebuie să, auzi, tu trebuie să stai cu beculiețul. Când aici, când acolo. Eu de tot așa pus. Te jur împrejur. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această ediție Mamasitas. Îți mulțumesc foarte mult. Eu vă rog să comentați, să ne puneți întrebări, să distribuiți cât mai mult și vă doresc sărbători frumoase. Asemenea. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita.